La toți le-i frică și chiar iată vin acum aia din oraș, toată lumea vorbește numai despre să nu dea Domnul să ajungă și la noi. Cum v-a schimbat războiul ăsta pe dumneavoastră? Știți, eu am doi băieți mari, am soț medic și chiar mă apucă o teamă. Frică că ar putea să fie chemați? Da, mi-e frică, pentru că soțul meu a fost în Transnistria atunci când au fost evenimentele și era copilul de 2 ani, cam eu ca mamă, ca soție. Chiar dacă Ucraina pierde, intră peste noi. Da, acum cum te simți? Tot așa cum mă simțeam înainte, îngrijorat. După tentative, te gândeai poate să pleci, să te duci în altă țară? Nu, eu sunt într-o Moldova, adică rămân în Moldova, orice ar fi. Moldova e țara mea natală, sunt gata să lupt pentru ea. A fost un șoc pentru noi toți, că avem și rude acolo și ulterior rudele au venit la noi în familie, au stat câteva luni. Desigur, foarte șocant a fost tot. Era incredibil că se întâmplă așa ceva. Ce putem spune, o mare tragedie. Noi avem tare multe rude acolo și contactăm deseori. Războiul nu a fost niciodată bine. Și pur și simplu ne-au adus aminte că războiul e un rău pe lume. Speriat de ce oare? Că bine, că familia e în Moldova, eu sunt plecat, știi? Și aia că de aia și m-am întors acum, că s-aud de diferite zvonuri, că s-apropii la graniță, la noi. Nu sunt politician, nu mă implic, doar aud și eu din mass media sau din Facebook sau asta. Și una ce mă deranjează, că nu știu ce-a să fie mâine și cu țara noastră. Asta e. Și nu știu ce-a să fie cu părinții, cu familia, ce trebuie să facem noi, că dacă ajunge și la noi acest război, nu știu. Trebuie să fugim, dar unde să fugi? Pentru noi a fost un an cât de cât mai ușor. Mai greu a fost pentru oamenii care trăiesc acolo în Ucraina și pentru care au plecat din Ucraina, cred că pentru dânși a fost mai greu. Pentru noi, desigur, din punct de vedere emoțional, a fost un an așa mai diferit, mai dificil. Dar sperăm că de grabă să vă, da, să nu sunt în pielea noastră niciodată ceea ce sunt oameni. Adică ar putea să... Sigur, ne este frică. Chiar seara asta nu am dormit o liniștit. Nu știu, nu-i plăcut. Și nici nu vrem să trecem pe cei ce trec ucrainenii. Dar cum v-a schimbat? Ne-a făcut mai gânditori și mai cu ziua de astăzi. Că nu știi ce se rezervă ziua de mâine. Aici eu cred că nici nu poate fi vorba despre un război, doar despre un act predare primire. Și atât, adică aici Moldova nu are posibilitate să lupte. Posibilitate ce ține de armată, eu cred că nu suntem la nivelul de a duce un război.